Timișoara, față de un protestatar anti-Iohannis. Claus Iohannis a lăsat să se înțeleagă că jandarmii care i-au ridicat pe manifestanții anti-Dragnea ar fi avut ordin să năbușe orice tentativă de protest. Niște oameni nemulțumiți pe bună dreptate de Dragnea s-au dus pur și simplu să protesteze pașnic și au fost luați de jandarmi. Este incredibil, este inimaginabil pentru România anului 2019. Reprezentanții jandarmeriei îl contrazic pe președinte și spun că manifestanții nu aveau autorizație pentru protest. Protestatarii care au fost conduși la secția de poliție au fost eliberați în scurt timp, nici de cum acuză domnul senator. Colegii mei le-au adus la cunoștință faptul că desfășoară o adunare publică nedeclarată, fapt ce contravine legii. Cele 10 persoane, 5 persoane au fost sancționate, dintre care 4 cu amendă contravențională și o persoană cu avertisment scris. Deși a criticat acțiunea jandarmilor de la Topoloveni, președintele a lăsat neobservat un incident asemănător petrecut la Timișoara. Un bărbat a fost luat deoparte și legitimat în timp ce îi reproșa președintelui că i-a trădat pe cei care l-au votat. Protestatarul i-a transmis lui Claus Iohannis că trebuie să respecte votul românilor, indiferent de preferințele lui politice. Jos Iohannis! Jos Iohannis! Trădătorule! Liberale au avut astăzi ultimul meeting înainte de alegerile de săptămâna viitoare. PSD-ul, în schimb, mobilizează masele în stradă mâine. Robert Kiș ne spune mai multe. Robert, te rog. Bun găsit! Mâine la Târgoviște va avea loc ultimul meeting din această campanie electorală al socialdemocraților, de altfel al partidelor mari, pentru că PNL-ul, am văzut astăzi, a avut ultimul meeting la București. Săptămâna viitoare va merge în teritoriu, la fel vor face și socialdemocrații, deși inițial existau discuții în partid despre organizarea unui meeting miercuri la Romexpo, în capitală, unde să vină simpatizanți ai partidului din toată țara. Își doreau cei din PSD să aducă peste 100.000 de oameni la București, însă pentru că nu au vrut să blocheze orașul și pentru că au făcut câteva calcule electorale, au constatat că mai bine vor anula acel meeting și practic pentru partid rămâne acest ultim meeting de la Târgoviște. Mâine sunt așteptați peste 30.000 de oameni să vină. Este prezent atât Liviu Dragnea, cât și premierul Viorica Dăncilă, care vor susține discursuri de pe scena amplasată la Târgoviște, în piața Tricolorului. Mulțumesc foarte mult, Robert! Sorin Roșca-Stănescu.